ani, 44 ani. Salutare! Hai să facem unboxing-ul la NXL 44A. O boxă grea. O boxă greu de manipulat, dar o boxă care promite multe. Hai să o desfacem și să vedem cam cum arată. O boxă frumoasă, impozantă, nu foarte greu de manipulat. Greu de manipulat dacă este în cutie. În rest, putem să o prindem de cele două mânere pe câte o parte. O boxă care are 3 woofere de câte 10 inch pentru plaja de frecvențe joase și pentru frecvențele înalte, un tweeter de 1,4 inch cu bobină de 3 inch. O boxă care ne promite 700 de W RMS, 1400 de W peak și ne promite un SPL maxim, o presiune sonoră de 134 de decibeli. O boxă cu specificații destul de bune, zic eu. Așa arată RCF NXL 44A. Destul de mare. Avem cele două mânere de prindere, două pe o parte, două pe cealaltă. Monturi, la fel și sus și la fel și jos. Putem să o punem pe un stativ, putem să o configurăm și într-o rețea array pentru exterior. Cam așa arată panoul de comandă din spate. Un XLR, numai pentru input, un output, tot XLR și un jack. Un buton de volum, avem un limiter, un semnal și un status. Avem un buton de boost care ne măresc frecvențele joase. Și un buton de line și mic. Avem un grilaj dintr-un metal special care ne ajută la răcire. Răcirea se realizează prin convecție. Aici avem inputul pentru power. La fel, avem și un output. Putem să luăm curent de la o boxă și să o ducem către alta. Și avem un buton pornit, oprit. Cam atât sunt toate specificațiile. Hai să vedem cum o putem folosi. Așa arată pe un stativ. Putem să o punem și pe un subwoofer, dar, după cum vedeți, este destul de mare. Pentru a testa sunetul, vom folosi un mixer din acord CMS 1603. Un mixer foarte bun, găsiți în videouri și un unboxing la acest mixer. Așa că, haide să vedem cam cum sună. La nivelul ăsta suntem undeva la 15% de capacitate. Hai să-i dăm mai tare. Se înțelege foarte bine, sunetul este unul cald, unul destul de cristalin. Nivelul de joasă este suficient cât să susțină. Nivelul de joasă este incredibil. Este foarte bine definit, un sunet cald. Perfect. 700 de W RMS, NXL 44A, eu zic că este o investiție foarte bună. Voi ce credeți? Ne vedem data viitoare la un nou unboxing. Pa! Hai tot să punem și 100%, da? O ieșit să te oprească și chiar să mă vorbească.